Voluntarii de la Centrul Social al Fundației Misiunea Pâinea Vieții din Lugoj organizează de astăzi și până la începutul lunii iunie o campanie în folosul copiilor internați la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. Lugojenii cu suflet mare pot dona jucării în stare bună sau chiar cărți și alimente pentru copii. Acestea urmează să fie donate celor mici pentru a le face șederea în spital mai ușor de suportat. Donațiile se pot face la sediul Centrului Social al Fundației Misiunea Pâinea Vieții din cartierul Mondial Bocșei. Urmărim prin această campanie să aducem o bucurie copiilor care sunt internați în spitalul NPI la Timișoara și totodată surplusul de jucării și hăinuțe care se adună sau rămâne să-l putem distribui pentru câteva localități subdezvoltate din zona Olteniei. Ce trebuie să știe lugojenii? Unde pot dona și ce anume? Lugojenii trebuie să știe că se pot face donații de orice fel la misiunea Pâinea Vieții, la centru din Mondialul Bocșei, strada Herendeștiului numărul 10. Acceptăm donații sub formă de jucării, sub formă de hăinuțe, chiar și alimente. Astăzi a fost prima zi în care lugojenii au putut dona și încă de dimineață aceștia au răspuns pozitiv. Deja am obținut câteva plase de jucării, chiar adineauri le-am strâns. Deci de astăzi înainte suntem open, deschiși la această acțiune. De asemenea, luna aceasta și în iunie, tot la Centrul Social al Fundației Misiunea Pâinea Vieții se adună în continuare obiecte care să le fie de folos familiilor defavorizate din câteva sate din județul Mehedinți.